african, zici bine, da? Stand-up comedian. Sergiu, te rog. Mersi frumos. Mulțumesc, o tot Sergiu, hai. Da, mersi frumos. Eu sunt Sergiu Floroaia, o floare mare, o floraie. Da, era foarte nasolă la noi în familia Floroaia, că atunci când voiam să mergem în vizită la cineva, trebuia să mergem mereu în număr impar. Da, mă, durează un pic gluma asta de obicei, nici o panică. Da, mă, să vă zic câteva lucruri despre mine ca să ne cunoaștem un pic. Eu fac stand-up comedy de 9 ani de zile, practic creez conținut pentru scenă. Sunt unul dintre primii doi comedianți români care au avut un stand-up în limba engleză pe Comedy Central Extra. Am scris pentru tot felul de reviste, gen Fashion sau Playboy, din nou conținut. Acum lucrez la Kiss FM, avem o emisiune. Practic am făcut o fel de chestii, lucruri care țin de crearea de conținut, în special amuzant. Am lucrat și pentru Sector 7, am creat unele... Am lucrat la două, trei dintre cele mai virale clipuri de la ei, mă tare creativă, că se fac neproși și alte chestii de genul ăsta. Am făcut cu colegul meu, Andrei, tot felul de melodii care au fost virale, sute de mii de view-uri, milioane și așa mai departe. Printre altele am fost votat și al patrulea cel mai atrăgător comediant român. De către prietena mea. Da, mă. Ce vreau să zic, vreau să fac o oarecare paralelă între crearea de conținut pentru branduri și crearea de conținut pentru stand-up. Sunt multe chestii care se pupă. Prima dintre ele, care cred că este destul de relevantă și nu știu dacă o să o ghidă toată lumea, este faptul că trebuie să ne testăm materialul. Orice comediant, de fapt niciun comediant nu îndrăznește să duce pe o scenă foarte mare, în fața unui public foarte mare, sau să filmeze un special cu material pe care nu l-a încercat în fața unui public relevant. Există comedianți mari, cum ar fi Seinfeld, Chris Rock, orice comediant mare, merge întotdeauna la o sală mică, undeva într-un club, la o seară de open mic și încearcă materialul. Există glume care mi-au mers mie absolut extraordinar în fața oglinzii, dar după aia nicio șansă. Și trebuie să ne încerci, nu-ți permiți, că e vorba în primul rând de bani pe care îi investești în producții și așa mai departe. În al doilea rând, apropo de testare, nu vă testați niciodată glumele în fața colegilor. Nu vi le testați pe colegi de brează, în principal. Nu o să meargă niciodată. Mie dacă zice un coleg de-al meu o glumă, nu o să râd în veci vecilor. În schimb, o să râd dacă o văd în contextul potrivit. Dacă văd pe el pe scenă, este un pic altceva. Asta fiind prima chestie, testați-vă materialul. Bun. A doua chestie, puteți băga, zis și Costin, nu fiți boring, vă bune. Cele mai multe branduri sunt atât de plictisitoare, serios. Faceți ceva, profitați de ce ziceai, nu încep să vorbiți despre chestii controversate, că sunt un cuvânt care sperie de obicei oamenii în marketing. Vorbiți despre, atingeți anumite tensiuni, vă bune, sunt tot felul de... Faceți observații, ascultați un pic consumatorii voștri și... Vedeți că găsiți tot felul de tensiuni care merită explorate, fără să aveți neapărat pe toată lumea, să o puneți pe toată lumea în cap. Și dacă vă puneți câțiva oameni în cap, e perfect, așa cum zicea și Costin. A treia chestie, delivery-ul. Degeaba ai o bucată de conținut care este foarte mișto pe hârtie, dacă o execuți prost. Din nou, am colegi sau oameni începători care au niște idei absolut extraordinare, sunt atât de invidios pe ei, eu nu cred că o să pot în viața mea să am niște idei atât de mișto, dar, din păcate, le zic prost. Și contează foarte mult felul în care le vezi. Poți să ai o idee mediocră, dar să o execuți bine și atunci îți va merge chiar mai bine. Așa, următoarea chestie. Keep it short. Serios, n-ai rost să te lungești, n-ai rost să încerci să creezi dita mai poveștile. Încearcă întâi să stăpânești chestia asta, să fii scurt și la obiect. Eu de fiecare când încerc material, zic o glumă, apoi văd cum merge, mai scot un cuvânt, mai încerc o dată, mai scot un cuvânt și la un moment dat ajung din trei propoziții am una singură. Să vă dau un exemplu, apăsând dacă merge la publicul ăsta, nu ai nevoie de tot felul de povești, de povești foarte lungi ca să faci oamenii să râdă. Poți să faci și câteva cuvinte. Spre exemplu, soacra mea ne-a ajutat foarte mult cu casa. A murit. A mers ok. Câte cuvinte au fost? 7, 8? Nu-i nevoie de mai mult.
Următoarea chestie, fiți relevanți. Încercați să observați oamenii din jurul vostru, încercați să observați tot felul de detalii, pentru că dacă voi le observați și formă le puneți într-o bucată de conținut mișto, o să fiți oamenii care au dat voce unei chestii pe care toată lumea o gândea. Din nou să vă dau un exemplu de la mine, e un exemplu foarte vechi, o chestie pe care probabil ați observat-o și voi, dar nu ați verbalizat-o, și sună așa. Voi ați văzut că atunci când ceri ceai, nu ți se aduce niciodată ceai, ci ți se aduce tot ce ai nevoie ca să-ți faci singur ceaiul. Știi? Te duci la un bar și ceri un ceai și ți se aduce o ceșcuță, o farfuriuță, un iubit cu apă fierbinte, două picurețe de zahăr, un picureț de frunze uscate și o linguriță. Păi bune, eu tot seara am cerut o apă plată. Mă așteptam să-mi aducă hidrogen, oxigen și un vas Berzelius. Observați lucrurile astea și e mișto când voi le observați și le ziceți oamenilor, poate să fie foarte interesant. Următoarea chestie, încercați să fiți sinceri. Știu că e greu pentru un brand să fie sincer, știu că multe branduri au defecte, sunt multe branduri care sunt urâte de unii oameni, de un grup de oameni, pentru că au diferite defecte, dar încercați voi să fiți primii care verbalizează chestia aia. Pentru că în momentul ăla o să fie mai greu pentru ei să vă scoată ochii pentru treaba asta. Noi acum, eu cu colegul meu Andrei, am început să facem un matinal la Kiss FM și am înlocuit niște băieți care făceau de foarte multă vreme, de niște ani, de niște zeci de ani. Și era ciudat că noi veneam dintr-un mediu mai restrâns, deci știau puțin oameni, veneam din online. Și ne-am gândit că am putea să facem o campanie normală, cum a făcut toată lumea la prima mână, mamă cât de tare sunt băieții ăștia, ce amuzant sunt și așa mai departe. Dar hai să nu facem pe asta, hai să facem pe aia sinceră, să spunem ceea ce gândește toată lumea. Ce ar fi gândit toată lumea ar fi fost cine rahat sunt ăștia doi. Și am făcut melodia cine Sergiu și Andrei, nu știu dacă o știți. Ideea este că a mers foarte bine, am făcut vreo 4 milioane de view-uri, oamenii au ajuns să ne cunoască cât de cât, am avut o grămadă de chestii cu presă și așa mai departe. Deci încercați să fiți voi aia sincer, da? Super. Încerc să vorbesc repede, că nu știu cât... Timing. Despre timing. E foarte important timing-ul. Din nou la o glumă, este foarte important ritmul în care zici glumă. Sunt foarte importante și pauzele. E foarte important să lași timp. Să lași timp între glume, e foarte important să lași timp între setup și punchline. Dacă ziceam că soacra mea aș da foarte mult cu casa, a murit într-o propoziție, nu era atât de amuzant. Încercați să stați pauze și încercați să creați un ritm, să-i puneți în ritm în conținut. Dacă creați o bucată de conținut odată la 11.000 de ani, e nimic. Și timing mai înseamnă o chestie, ce vă ziceau și colegii înainte, timp de reacție. Fiți rapizi. Dacă se întâmplă ceva în societate, dacă se întâmplă ceva în lume, dacă se întâmplă ceva în pop culture, cu cât reacționați mai repede, cu atât e mai bine. Chiar dacă nu este cea mai inteligentă chestie pe care o puteți scoate în 2 săptămâni. E foarte important să reacționați rapid. Mie mi se întâmplă la spectacole, am glume pe care le lucrez de un an de zile. Din nou, scot un cuvânt, pun o virgulă, pun gluma aia de la începutul setului, în mijlocul setului și așa mai departe. Sunt glume super lucrate și super scrise. Și mi se întâmplă în timpul setului să fie unul prin sală care să-mi comenteze. Evident, se întâmplă. Și eu îi răspund, că nu pot să nu răspund, trebuie să reacționez imediat. Și răspund cu o chestie care e total banală, este prima chestie care îmi vine în minte, este la prima mână. Dar pentru pur și simplu fapt că a reacționat rapid, primesc o reacție de 10 ori mai mare decât cea mai lucrată glumă pe care am făcut-o în seara aia. Deci încercați să reacționați rapid, e foarte important. Și zilele astea, dacă dai glumă despre Ponta, Doamne, ferește, sute de mii de like-uri. Milioane. Așa. Nu contează. Următoarea chestie. Încercați să vă ascultați audiența. Eu vorbă pe care mi-a zis un alt comediant. Talk to them, don't talk at them. E foarte important să discuți cu ei. Nu să fie un preacher. Și din nou, comedianții sunt foarte atenți la ce se întâmplă cu publicul lor. Noi suntem atenți atunci când avem un set, avem o bucată și suntem pe scenă, suntem atenți la ce se reacționează, care sunt hot buttons. Dacă pierdem un pic, dacă pierdem un pic, duce un pic în direcția cealaltă. Și ca să fiți atenți la ei. Și pentru că simt că v-am pierdut un pic. Da. Cam asta a fost ce am vrut să vă zic în seara asta. Trebuia să pregătesc un final, după ce la stand-up e bine să termin sus.
dar se pare că n-a fost să fie. Și în cazul în care nu se întâmplă, se întâmplă să nu termin sus, e bine să acknowledge that și să fii sincer. Vă mulțumesc frumos, eu am fost Sergiu. Mai bine. Dacă aveți întrebări pentru Sergiu. Câte poate mai știi? Câte poate mai știi? Cu într-o jumătate de oră, cam glume scurte, am cam 100 de glume. Spune-ne două ore. Nu pot să vă zic că sunt prostii restul. Astea două pe care mi-am zis, au fost singure două fără prostii. Mulțumesc frumos. De ce? Și atunci, pentru că am eliminat toți ceilalți vorbitori din acest panel, în afară de Imola, dragă Imola, este momentul să vorbești tu. Imola.